Nu am niciodată, de fapt, adică scena despărțirii, cum se spune, n-a avut loc. Și știi, orice om are nevoie de o închidere, o încheiere la ceva. Nu, eu n-am trăit asta, mi-am imaginat scena asta despărțirii de 11.000 de ori în capul meu, dar ea n-a avut loc. Îmi doresc să fie avut loc, dar n-a avut, pentru că ea era, nu știu cum să o descriu, era sălbatică. Era, stăteam în casă și îmi spunea că trebuie să fugim undeva. Trebuie să fugim undeva ca să fim împreună. Eu nu înțelegeam. De ce trebuie să fugim? Nu suntem împreună? Adică, de ce nu? Trebuie să mergem undeva, să ne regăsim, să lăsăm lumea în urmă, să... Păi și până la urmă am făcut-o? Ce? A lăsat lumea în urmă? Da. Și pe mine odată cu ea. Eu aveam alte vise. Eu vreau să mă însor cu ea, eu vreau să pictez. În timp ce eu pictez, ea mi-aduce un pahar de whisky, eu zic mulțumesc.